Zvonurile din ce în ce mai negre despre activitatea CEO și mutarea sediului administrativ în capitală îi sperie chiar și pe politicienii, care par să scape situația de sub control în ceea ce privește gigantul energetic. Președintele executiv al PSD Gorj, Ion Călinoiu, a declarat că este de acord cu orice formă de protest și chiar își îndeamnă membrii de partid să iasă în stradă, alături de adversarii politici de la PNL, care miercuri protestează la Târgu Jiu. Suntem de acord cu orice susținere locală, indiferent de inițiativă și forma acestei inițiative, inclusiv protest. Dacă PNL-ul și-a manifestat dorința să facă protest, foarte bine să-l facă, eu recomand gorjenilor, recomand membrilor noștri de partid să vină la protest și să susțină cauza dreaptă a complexului energetic Oltenia, fără niciun fel de a denatura acest lucru în alte scopuri. Lucruri de acesta, sigur că vom face și noi, dar noi cred că trebuie să acționăm și să ajungem și care trebuie să ajungem la această fază de proteste până când, după ce ne-am dat seama că am epuizat toate măsurile pe care ne-am propus de a demonstra că viabilă pentru complexul energetic Oltenia este această măsură de a menține administrația la vârf cât mai aproape de decizie. Deși declară că trebuie să se găsească urgent soluții pentru redresarea situației CEO, Ion Călinoiu nu a putut oferi un răspuns clar nici legat de împiedicarea mutării sediului companiei, nici de aportul la protestele de stradă. Mitingul Nil, acesta e al liberalilor și lângă ei trebuie să fie clar acest aspect de solidaritate. Și spunem că suntem solidari pentru menținerea complexului. Și după care, evident, deci evident depunem, am înțeles, de fiecare dată până pe data de 29 vom întreprinde tot ce este necesar pe calea administrativă și dialog cu factorii decizii de la București. Asta deja am și cerut președintelui Dragnea, domnule, trebuie să ne prezentăm cu dosarul foarte clar și argumentele, iar pe 29 nădăjduiesc că nu se întâmplă acest lucru, iar dacă se întâmplă, sigur vom fi de la mic la mare și noi organizatorii pilon al mitingului de protest. Mi se pare corect să nu perturbăm activitatea, să se vadă că e un clinci politic care mai de care nu. Stăm să vedem, acum suntem solidari cu orice inițiativă, stăm să vedem care e decizia. Dacă nu, evident că vom fi aceia care vom avea ultimul cuvânt de spus, așa cum l-am avut și în 2012. Și media și-o a câștigat. Eu cred că nu se ajunge acolo. Am înțeles de la domnul Ciubotărică, e plecat, că vrea să aibă o discuție astăzi cu mine și să îmi pună toate lucrurile. Să vedem acum. Că acum e cer scris, nu mai poate minți. Și eu cred că și convorbirea telefonică a fost ascultată. Probabil și poate o reda oricine. Eu am spus foarte clar, nu vă jucați cu această măsură fără să o avem ca obiect de analiză aici la nivelul local. Politic, administrativ și așa mai departe. Nu e de competența mea, nici a complexului și a AGA. Bine, atunci noi ne bătem până la AGA. Partidul Național Liberal a obținut de la primăria Târgu Jiu autorizație pentru un protest cu 2000 de participanți. Mitingul organizat de liberali împotriva mutării sediului complexului energetic în București va avea loc miercuri de la ora 17 în piața prefecturii din centrul municipiului.